Polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Săbăoani au probat activitatea infracțională a doi bărbați de 35, respectiv 40 de ani, din Vaslui și Botoșani, bănuiți de comiterea infracțiunii de înșelăciune prin metoda accidentul. Prin această metodă, ei au excrocat o bătrână de 75 de ani din cordon cu o sumă importantă de bani în valută și lei. Femeia a fost mințită că fiul ei ar fi accidentat grav și ar avea nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență. La data de 13 octombrie, polițiști din cadrul secției de poliție rurală Săbăoani au probat activitatea infracțională a doi bărbați de 35, respectiv 40 de ani, din Vaslui și Botoșan, bănuiți de comiterea infracțiunii de înșelăciune prin metoda accidentul. Din cercetări a ieșit că, la data de 29 septembrie, bărbatul din Vaslui s-ar fi deplasat la locuința unei femei de 75 de ani din Cordun, de unde ar fi ridicat 1.000 de euro și 2.000 de lei. Anterior, persoana vătămată a fost contactată de către bărbatul din Botoșani, care, prin atribuirea unei calități mincinoase, ar fi indus-o în eroare, invocând faptul că fiul său a fost implicat într-un accident rutier. În continuarea conversației telefonice, persoanei vătămate a fost pretinsă o sumă de bani în vederea efectuării unei intervenții chirurgicale. Bărbatul de 40 de ani din Botoșani este cercetat de polițiști în stare de deținere, fiind încarcerat în alte cauze. În baza probatorului administrat, cel de 35 de ani a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore, fiind cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de complicitate la infracțiunea de înșelăciune. Cel în cauză a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul IPJ Neamț, urmând ca în cursul zilei de astăzi să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Piatra Neamț cu propunerea de luare a unei măsuri preventive. Polițiștii fac câteva recomandări populației pentru a evita să cadă în capcana unor asemenea excroci. Așadar, fiți prudenți atât în eventuale situații premergătoare săvârșirii unor astfel de fapte, cât și atunci când sunteți contactați telefonic pentru a fi înștiințați de producerea unor evenimente în care ar fi implicate rude apropiate. Nu primiți în locuință persoane care pretind că sunt de la diverse firme de furnizare a unor servicii, firme de curierat, decât după ce solicitați prezentarea actului de identitate și a legitimației de serviciu. Nu oferiți date personale despre dumneavoastră, rude sau vecini dacă sunteți abordați direct sau telefonic de persoane necunoscute sub pretextul unor presupuse câștiguri sau de către indivizi care susțin că sunt reprezentanța unei companii de telefonie, cablu sau bănci. În cazul în care sunteți contactați de persoane care pretind a fi o rudă apropiată sau susțin că sună din partea acesteia și că au urgent nevoie de bani pentru a rezolva problemele create de un accident rutier, nu dați curs solicitării, în ciuda impulsului imediat cauzat de reacția emoțională. Verificați dacă ruda în cauză a fost implicat într-un eveniment rutier. Cereți date despre unitatea medicală, de poliție sau parchet unde s-ar afla aceasta și sunați pentru confirmare sau luați legătura chiar cu persoana în cauză pentru a vă asigura că nu este vorba despre o înșelăciune. Dacă sunteți contactat de către cineva care vă apelează în numele unei rude apropiate, solicitați acestuia o întâlnire directă și anunțați poliția la numărul de urgență 112 pentru a vă acorda sprijin și nu mergeți la aceste întâlniri decât însoțiți de reprezentanții poliției.